Salutare și bine v-am găsit la continuarea carierei lui Alex Hunter în fotbal. Da, din FIFA 18, în sfârșit, FIFA 18 pe canal. Și să continuăm și să vedem ce o să se mai întâmple cu Alex Hunter. Sunt foarte, foarte curios. Acum ne arată ce s-a întâmplat în FIFA 17, cum a început cariera lui Alex Hunter. De-abia aștept să văd ce o să se mai întâmple. Sunt foarte, foarte curios. Dad. Bison. 2-1, do not go. Obviously, I should be starting. Okay, asta e Garrett. If we want to lose. Nu prea se înțeleg ei. No. La început, da. Dar știți foarte bine că așa s-a încheiat în FIFA 17 cu un meci între ei. Hey, Williams. Este Danny? Este prieten cu Alex? Da. Alexander, welcome. Sometimes you just need to learn how to let things go. Catherine, maica sa lui Alexander. Buddy down in the championship, did ya? There he is, only 17 and already achieved what most players never will. Cup final next week. I'm ready. Come on. Tell you what, next time I see you. De data asta o să fie mai interesant. Apare și Ronaldo. Harold, ăsta e taică-su. Da, e un bețiv, știți foarte bine. N-a avut încredere în Alex când era mic și făcea fotbal. Deci îmi place treaba asta cu povestea la FIFA. Ok. Wow, Rio de Janeiro, Brazil. Wow, ce tare. Alex și cu Danny. Sper să n-am probleme cu muzica, oricum unde o să văd că e muzica așa cu drept de autor, o să scot muzica. Nici nu o pot scoate, eu am dat la muzică la zero, dar doar în meniu, la joc. Așa nu, la poveste nu ți-o oprește. Dar o să editez eu și o să scot melodia, de fapt melodiile care cer drepturi de autor. Văd eu ce fac. Ne descurcăm. Ok. Să nu spui că o să jucăm fotbal aici. Cum era FIFA Street. Băi, mă rogi. Deci chiar, din câte știu eu, nu există FIFA Street pentru PS4. Nu știu de ce nu s-a mai făcut, că e foarte tare. Cu freestyle, cu astea așa, cu scheme și astea chiar era mișto. Danny Williams, big! Denis se laudă. Ia să vedem. Wow! Nice. Hey. You need to play. Not on my team. And he's on my team. All right, fair enough. Time for the Williams to take you kids to school. Ok, o să jucăm fotbal aici, mă mărași, foarte tare. Ce tare. Hai să vedem. Wow, cu scheme, cu aia, băi, ce tare. Wow. Aaaa, shit. Aaaa! Băi, cât de interesant poate să fie. Aaaa, nu. Este, am fost pe fază. Da, nu se lasă mult cu mingea la picior. Aolea, am ieșit din poartă! Ce noroc am avut. Bă, dar nu dau și eu niciun gol. Oh, frumos. Dar nu mi-a dat niciun punct pentru gol. Ia, să nu spui că trage de aici asta.
Nu. Este, bravo, Alex Hunter. Asta e. Da. Bă, da, îmi dă două puncte, mi-a dat seama. Probabil trebuie să fac scheme, cine știe. Sigur asta e toată manevra. Ok, am ieșit din poartă și... Păi să facem scheme, dar nu prea știu eu să fac scheme. Fac și-o la nimereal. Băi, ce tare, frate. Oricum e un fel de antrenament aici sau nu știu ceva de gen. Mișto. Ok, hai să oprim, că putem să oprim. Ok, in the mini game to score more gold than your opponent. Ok, this is one of, ok. Ah, ok, toată treaba e să-mi scriu. Cât mai multe goluri. Ok, am înțeles. Păi hai să jucăm, hai să jucăm până câștigăm. Trebuie să se încheie meciul. Iar ea mișto dacă ratam. Bun, aoleu. Aaaa, am dat autogol. Oh, am dat copilașul jos. Este. Hai Alex. Asta e. 6-2, 6-2. Uite ce scheme face, bă. Ok. Păi nu știu ce o să fac scheme. Aude. Oh, ce gol frumos. 7-2. Băi, mai trebuie să mai facem, naivi. Eu zic că am dat destule goluri. Aaaa, nu se poate. Ok, hai că s-a încheiat meciul. Interesant, interesant. Okay. Thank you very much, sir. Well played. Thank you. Good effort. Good game, mate. Thank you. Such a pleasure. Thank you very much. That's very nice. Cheers. Thank you. Ce mișto. Thank you. Din câte știu aici o să fie intro-ul. Că până acum a fost prologul și astea. Și o să avem o muzică cu drept de autor, deci nu o să mai zic eu nimic și o să schimb eu muzica acolo. Că trebuie să vedem și intro-ul. Era interesantă melodia, era foarte, foarte frumoasă, dar da, din păcate nu o pot lăsa. Ia să vedem, ok, dacă personalitatea lui este bazată pe ce alegem noi, ok. Look like you need it, can wait to get back, let us don't remember, ok. Let's make it a season to remember, bro. Oh, yep, two right? This year is the year people are going to know about the Williams. No more stealth mode. No more stealth mode. Yes, bro. I woke up with another siren in my mind. I can't decide if I was dreaming or alive. There's something circling the water where I'm swimming. Smoking weed is telling me the demon isn't winning, but girl, I'ma tell you what's next. I could play the rope filler if you really want that. I could be the one that you're gonna wanna want back. Even if I read into it deep, I got the combat ready on lock for you. I'm watching all the clocks, but the talk of the ticking hand stop for you. I'll write the plot for you, but won't implement an ending. My eyes are realizing what I'm witnessing is tempting, but let me recollect myself first. My lids are dropping low like that DG self-worth. I'm only under 20, gotta learn how health works. Maybe when I do, then she'll cast me. I could play the role. Ok, apartamentul lui Alex Hunter. Bun, s-au schimbat treburile puțin pe aici, prin meniu. Ok. Advance Manchester. Hai să vedem. Ok, putem să-l îmbrăcăm și astea. Nice. Da, asta e ceva nou. Ha, ce tare. Very, very nice. Very nice. Asta? E frumos? Super tare. Putem să luăm... Ia să ne... Mult mai mișto asta.
pe alt, nu, așa. Nu, stai aici, să vedem ce mai avem. Ah, aici cu hanorac cu tricou, ok. Nu, lăsăm așa. Lugi? Nu, nu-mi plac. Da, ăștia, să zicem. Shoes. Băi, cât de tare. Ok, ăștia. Wow, putem să schimbăm frizura. Ok. Ce tare. Dar nu, las așa. Wow, putem să-i punem tatuaje, frate. Oh my god. Încă nu. Chită, ok. Putem să ne luăm ghete și astea, very, very nice. Dar momentan nu aici. Hai să vedem, hai să continuăm. Social, ok. Cred că trebuie să răspundem la mesaje sau nu știu, să le citim. Interesant, avem 369.500 de followers. Ok. Get a match ready. Ok, aici avem obiectivele. Și hai să îi dăm advance. Chapter 1, The Life. All right, listen up. You've all had your month on the beach. Now it's time to get back to work. We got this tour of the US coming up against some top quality opposition in the International Club Cup. So I don't want to see anyone phoning it in out there today. Gaffer's made it clear to me that no one's guaranteed a place on this team. It's a new season. So if you want to play, you need to perform every time you step onto that pitch, starting right now. We're in the top flight. The pinnacle of English football. The competition doesn't get any harder than the Premier League. So we need to hit peak fitness levels for the start of the new season. Da, deci trebuie să jucăm la un alt nivel acum. Ok. Hunter, a word. Ia, trebuie să vorbim cu Butler. Sunning yourself in Rio over the summer. Oh, we took my advice, kept sharp, not too many trips to the buffet. Or we're gonna have to remind you how to play this game. Am înțeles, domnul. Ok, trebuie să avem grijă. Ia să vedem. Ok. No, I'm feeling good, boss. Raring to go. That's what I like to hear, Hunter. Ok. Să trecem aici la training. O să facem un meci. Here we go, lads. Back at the grindstone. Let's show the gaffer why he pays you. Hai să vedem. Bun. Și după aceea o să avem meci, cred. O să fac și meci un episod de astăzi. Bun, hai să-i dăm drum, să nu mai stăm. Ce nașpa este fără spectatori și fără comentatori. Foarte, foarte nașpa. Hai să mă băieți, mă. Nici nu prea înțelegi mare lucru. Bun, asta e Alex Hunter. Ah, am pierdut mingea. Bun. La Alex Hunter. O paste acolo, dar n-a reușit Alex Hunter. Ok.
Se vede că n-am mai jucat FIFA de ceva timp. Băi, trebuie să dau gol. Aoleu, băi, Alex, unde ai dat, frate? Vreau să-i dau ăla de lângă tine, frate. Asta e, mă. Du-te, mă, Alex Hunter, mă, cu gol frumos, 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 frumos. Super. Asta e, mă, Alex Hunter, mă. N-a fost cine știe ce, dar ce să mai. Important e că a fost. Bun. Dar foarte, foarte aiurea. N-am nici volumul tare să se audă mingea sau eu știu. Pentru că nu mă mai aud eu. Asta e. Bun. 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 Aici frumos. Și la Alex Hunter. Alex Hunter. Ah, nu se poate. Am vrut să mă întorc acolo, da. E mingea mea. N-a fost așa. M-am înșelat. Nu mai dă Alex Hunter și el un gol. Și frumos acolo și... Du-te, băi, Alex Huntere, mă, du-te! Ah, ce pase urât am dat, nu vreau să dau acolo. Nu vreau să-i dau mingea lui ăla. Vreau să-i dau lui Alex Hunter, dar... Nu s-a putut. Ah! No, 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 no. Aoleu. Ham, du-te. Bă, ce mi-a luat asta mingea. Frumos. Da, a fost offside, din păcate. Ba, hai că e bine, da. Bun. Și frumos cu un șut de aici. Wow. Hai mă dă-i. Uite aici. Ok, s-a terminat prima repriză. E bine că am dat gol cu Alex Hunter. Bun. Și Alex Vânătorul a picat jos. Dar chiar că a fost tare rău de tot. Alex Hunter, adică Vânător. Ce nume i-au ales? Bun. Aoleu. Ce faci, mă, tată, mă? Ok. Aoleu. Ce șut a dat, bă, frate? Vreau să mai dau un gol cu Alex. Hai, mă, dă-i. Și. Ah, am pierdut-o. Na. Bravo, portar. Oricum, nu era un șut periculos. Ce faci, mă, pii jos?
Am frate, știu să fac și o scheme. Hai că știu. Aoleu. Hai mă, Alex. Alex. Aoleu. Ok. Aici frumos și hai să vedem dacă putem face ceva cu Alex aici, o fază cu Alex Hunter, îi dăm o centrare, dar n-a fost la el, dar nu contează. Da, a fost un șut slab. Bun. Hai să vedem de data asta. Iese ceva? Da, vrut să se bage acolo Alex Hunter, dar... Bun. No. Oricum, totuși am scos Cornell. Și hai să vedem. Bun, o lovitură spectaculoasă. Cu capul și am mai scos un corner și hai să vedem. Da, de data asta n-am mai făcut mare lucru. Bun. Ah, ce pase la Alex Hunter, da. Nu trebuia să fi făcut așa. Trebuia să fi centrat acolo. N-ai cu cine, tata, acolo, n-ai. Sau poate că da. Ok. Deci, știți foarte bine că eu nu sunt tipul de player de FIFA experimentat. Nu, deloc. Eu joc FIFA așa... de plăcere, să zicem. Adică, na, oricum joci de plăcere și dacă ești bun la FIFA și dacă nu. Nu m-am exprimat eu corect. Dar sunt mediu așa. Nu știu să fac scheme și astea. Na. Mai mult joc FIFA că îmi place treaba asta cu povestea. Pentru că mie îmi plac jocurile cu poveste. Cred că v-ați dat seama că pe canalul meu ați văzut multe jocuri cu poveste. Bravo, portar, bravo. Deci nu vreau să aveți așteptări mari de la mine la FIFA, adică, nu știu, să dau goluri spectaculoase sau... Adică, poate o să dau și goluri spectaculoase, că trebuie să mai nimeresc și eu un gol din ăsta așa frumos. Dar sper să vă placă și dacă vă place și vreți să continuăm, nu uitați să apăsați un like, apăsați pe clopoțel să primiți notificări de la mine. În momentul când postez și abonați-vă în caz că n-ați făcut-o. Și dacă ați făcut-o, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Și chiar m-aș bucura să strângem like-uri la acest prim episod. Să văd susținerea voastră și să văd că vă place ce fac eu pe canal și vreți să continui. Ok, eu zic că am făcut un match bun. Și să trecem mai repede la match, să facem match-ul important. I really missed your positivity, Lily. You just don't realize what you have until it's gone, n'est-ce pas? So, where are we going for lunch? Oh, I'm gonna have to get out of this, boys. Ah, yes, Philip. Media day for the Premier League's new darling, see? See? Toto, look, it's Alex Hunter. Please, Mr. Hunter, please. Can I have your autograph? Boy, leave it out, right? Just don't let it go to your head, Alex. This team is not about you. It's about us. Trebuie să dăm interviu. Ok. Oh, mingea lui. O atinge pentru noroc. Ok, advance. Ok, finisher. Ok. Wow! Ce mișto! You're right, mate. You're gonna be fine. It's just like a post-match interview, except you'll be sitting down and not sweating. Well, you'll be sitting down anyway.
Hey, Michael. Is it true that the club's offered Alex a new contract? It's priority number one now, Jim. Might even have a few surprises for him if we're lucky. Oh, good, good. Just as long as Alex isn't worried. All that matters to him now is a new season. It's not just about the new season, Jim. It's got to be the deal that sets him up for life. You know, I wish Harold had had someone like you. I really do. You'll be fine, love. Just be yourself. Well, that's easy for you to say. It's real Ferdinand. And you're Alex Hunter. Alex. Hey. Thanks for coming out, man. Mate, nice to meet you. No problem. Look, I'm sorry to be a bit of a fanboy, but I used to watch you growing up as a kid. You, Giggsy, Ronaldo. I never imagined being here with you in front of the cameras. You trying to make me feel old? Let's get you set up, man. Come on. Ok, să dăm interviu. I'm Alex Hunter. This is Once to Watch. When you look back to where you were 12 months ago, Băi, ce tare. A professional contract, then you smash an exit trial and find a club. And today, you're a Premier League champion and FA Cup finalist in your debut season. Tell me when. When did you get the smell, you know? And when did you get a sense that this was going to be a special season? Și probabil noi trebuie să răspundem aici. Da. It's been amazing, yeah. Dream come true. I can hardly believe I'm sitting here talking to you about it. You know, I just love playing football. It's all I know how to do. But don't tell anyone that. Okay. It kind of helps when you got the game in your blood. I mean, Jim Hunter, obviously a club legend. What a player. But Harold Hunter, your father, decent player too, eh? I heard that he came in after the FA Cup final. Is that true? Acum a întrebat de taică-su. First time I'd seen him since he left, moved to the States 8 years ago. Have you seen much of him since? To be honest, he's just not a part of my life. My mom, my granddad. Da, un subiect emoționant pentru el. To be honest, trist, așa. I'll be talking about Harold. But another big part of you coming up was your old boyhood mate Gareth. Gareth Walker. A great rival there between the two of you now. Acum îi zice de Gareth că la început au fost prieteni și acum sunt rivali. Dar nu e din cauza lui Alex, e din cauza lui. Yeah. E prea plin de el. We used to play football in the street together when we were kids. Joined our first youth club together. Signed for the same professional team. But it's hard. Everything changed. We were 17, just left home. Suddenly your whole life gets turned upside down. And you'll work out pretty quickly who you can trust and who you can't. In the end, I guess everyone reacts to pressure differently. Look, I think Gaz and I put a lot of stuff behind us after the FA Cup final. Maybe we both grew up a bit. But don't get me wrong, there's still a healthy rivalry there. Even when we were kids, we used to try and constantly outscore each other. Listen, so who would usually win then? Okay. The main thing is, our rivalry always came second. We always put the team first. If we played together again, I'm sure it'd be the same. So, Alex Hunter, thanks for coming, man, and talking to us today. Good luck on a new season. Cheers. And cut. We're cutting. So that's it, man. We're done. Well, good job, mate. Deci ne-am descurcat. Ne-am descurcat foarte bine la interviu. And that was intense. Listen, we're just getting to the real stuff. That's what you want. But you did good, man. It was nice. Alright, well, good luck in the new season, man.
All right, mate. Oh, Lou. I'm next. Yeah. Guess we're the ones to watch, eh? Mr. Hunter, Mrs. Hunter. It's been a while. Can't remember the last time you called me Mrs. Hunter. Yeah, well, only seems right. Things have changed a bit, haven't they? They certainly have. We'll be outside, Alex. Top class, Alex, as expected. Gareth, didn't know they had you for this. Why would you? Haven't been my agent since that mess of a transfer, have you? Yeah, well, it's, business is unpredictable, you know it is. Yeah, well, I got a run. Good work today, yeah? See you later. Mon. Wait, you're not still with that guy, are you? Of course, man, why not? Always done right by me. Well, you're one of the few. What's that supposed to mean? Listen, mate, on the level, just ask around. Taylor, he's a bit of a joke. He's a big part of my transfer blowing up the way it did. Oi, Gaz, you ready to go, mate? Guess that's me. It's good to see you, bruv. All right. Good to see you, man. You too. Great job last season. Thanks very much. Hello, everyone. You all right? Foarte, foarte interesant. Cred că mă opresc cu episodul aici. Sincer, pentru că ne întindem și nu e bine. Vreau să fac episoadele mai scurte. Deci cam asta a fost tot. Sper că v-a plăcut și noi ne auzim în următorul episod din FIFA 18, povestea lui Alex Hunter. Pa, pa!